la rom. Au fost voci în PNL care au spus că cel mai bine pentru PNL ar fi să rupă coaliția. Cum vedeți situația? Eu cred că cel puțin eu și colegii mei din Partidul Social Democrat am arătat că avem prioritatea noastră în România. Cel mai bine pentru mine și colegii mei ar fi fost să nu fim la guvernare și să nu facem această coaliție. În acest moment, cred că ori am fi avut alegeri anticipate, fiindcă eram în pragul unei crize sociale, și vă amintiți lucrul ăsta foarte bine, ori Partidul Social Democrat ar fi avut cu 5 în față la alegeri. Dar am hotărât într-un moment dificil că este bine să ne implicăm și să nu lăsăm România să ducă într-o direcție total greșită. Este exclusă conduceți un guvern minoritar? Nu, este exclus acest lucru. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliție să se retragă de la guvernare, în acel moment, domnul președinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuție inclusiv cu președintele României, că vom duce această coaliție și această guvernare cel puțin până în anul 2024. Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de 3 ani și jumătate, având un scor electoral de 20%, și mi se pare normal să avem în continuare prim-ministri sau anumite decizii, cred că este o abordare greșită. Dar din discuțiile mele, și sper să nu-l deranjeze pe domnul președinte Nicolae Ciucă, din discuțiile mele cu președintele Nicolae Ciucă, este exclus un astfel de scenariu.